Cea mai bună variantă din punctul meu de vedere pentru mersul iarna cu motocicleta enduro sau hard enduro o reprezintă șuruburile Pro Gold. Ele sunt importate din Statele Unite, sunt niște șuruburi destul de mici ca dimensiune, cu capetele foarte, foarte ascuțite. Dacă se vor monta pe o anvelopă foarte uzată, sunt șanse foarte mari ca să ajungă înăuntru, în tublis, în cameră sau în ce folosiți, mai ales având în vedere că presiunea folosită este joasă în enduro, sau foarte mică sau chiar deloc. Cea mai bună rețetă pentru gheață și zăpadă, din punctul meu de vedere, este Mitas XT754. Este o anvelopă relativ ieftină, foarte important să fie varianta cu dungă verde. Avantajul ei este faptul că crestele sunt cele mai mari dintre anvelopele de enduro, iar chiar dacă este uzată, ea excelează destul de bine și în zăpadă și în piatră. Șuruburile de la Pro Gold, fiind înfiletate din partea superioară, dimensiunea lor pe o anvelopă nouă, model Mitas XT754, este cam aceasta. Deci sub nicio formă nu ajunge în interior să penetreze tublisul sau musul sau camera, în funcție de fiecare rider ce folosește. Ele se strâng la un cuplu foarte mic și foarte important să nu fie răsucite peste cap, în ghilimele peste cap. Chiar dacă se vor monta cu ele pe sezonul rece, asta nu înseamnă că anvelopa este distrusă primăvara după ce cu ele se scot afară. Ea se poate folosi foarte, foarte bine până când vine căldura sau până când este uzată complet. Cu ele nu distrug anvelopa. După ce se scot afară, rămâne o gaură foarte micuță și crestele nu se rup. Șuruburile le găsit atât la KTM XC cât și la Masterbike. Eu personal le-am achiziționat acum 2 ani de zile de la masterbike.ro. Sunt foarte bune. O investiție care merită, cu siguranță, mai ales pentru cei care își doresc să se dea cu motocicleta și pe timpul iernii și nu le place sau nu se mulțumesc doar să stea la căldurică acasă. Șuruburi din partea dreaptă sunt niște șuruburi folosite deja 2 sezoane. Încă mai prind foarte bine. Iar acesta este varianta de șurub nou. De menționat faptul că în funcție de fiecare pattern pe care riderul alerge, pe față, dacă se vor pune și în crestele laterale, sunt șanse destul de mari să atingă sau chiar să distrugă protecția de jambă de la suspensie. Eu folosesc doar în partea de sus și pe centru. Setul acesta este de 1000 de șuruburi. Pentru o motocicletă aveți nevoie în jur de 500-550, depinde foarte mult de cât de dese doriți să le puneți. Nu recomand să fie foarte dese. Pentru montarea șuruburilor este necesar o mașină de înfiletat sau o șurubelniță. Recomand o mașină de înfiletat cu cuplu mic sau cu cuplu reglabil. Voi seta pe 4 cuplu și un cap de bit. Nu este tubulară metrică pentru că ele sunt în inch. Am montat câteva șuruburi. Aș dori să vă arăt dacă înlocuim sau scoatem afară un șurub, cum rămâne anvelopa. Aproape că nu este sesizabil că înăuntru a fost ceva. După 35 de minute, o cafea și niște muzică bună, acesta este rezultatul final. Vi le recomand cu mare încredere.
sunt cea mai bună investiție pe timp de iarnă. Le găsiți, cum vă spuneam, la masterbike.ro.